Bine te-am regăsit la o nouă lecție de biologie. Astăzi vom pătrunde în tainele microscopiei. Vei observa preparate fixe cu diferite categorii de țesut muscular. Pentru această activitate practică, îți propun următoarea fișă de observație. Urmărește pașii și formulează concluziile. Iată imaginea la microscop a țesutului muscular neted. Iată imaginea la microscop a țesutului muscular striat. Imaginea la microscop a țesutului muscular cardiac. Răspunde cerințelor temei și formulează concluziile. Țesutul muscular se clasifică în trei categorii, având rolul de a realiza prin contracție și relaxare, deplasarea pieselor scheletice, funcționarea unor organe interne sau a mușchiului inimii.